Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit la o nouă ediție de Realități Botoșenene. Iată, a venit iarna, din păcate, așa cum ne-am obișnuit, toate aceste intemperii, toate fenomenele meteorologice cam prind autoritățile noastre nepregătite. Totodată a fost un an greu, un an plin de provocări, mai ales pentru mediul privat. Există o criză a locurilor de muncă, dar și o criză a investițiilor pe anumite sectoare. Despre toate acestea vom discuta cu domnul Radu Mihalache. Ne-am obișnuit să analizăm de obicei fenomenele din România și ceea ce se întâmplă în societatea noastră. Bună seara, bine ați revenit la noi. Bună seara și bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe telespectatorii care ne urmăresc. Ați văzut și dumneavoastră, a venit prima zăpadă serioasă, primele bâlbe, iar i-au prins nepregătite. Că de obicei scuza este, ne-a prins pe nepregătite. Păi da, mereu se întâmplă așa. Și bine, asta e o știre și e problema noastră pe plan local, la nivel de județ Botoșani sau măcar de oraș. Problema e la nivel de țară, așa, dezastruoasă. Și dacă te întrebi așa, ca simplu cetățean, dacă domnii ăștia care sunt în instituțiile statului și ne conduc nu sunt în stare să aibă câțiva saci de sare în depozit, eu știu, sau câteva tone sau zeci de tone, cum credeți dumneavoastră că o să ne scoată din iarnă? Sau dacă am avea o iarnă aspră ca în Siberia sau foc arșiță ca în Chicago, în America? Sau inundații ca în California sau pe coaste? Sau inundații ca și în California, cam ce părere? Scapă cineva sau mai salvăm ceva? Eu nu cred. Dacă primăria Botoșani, Urban Serv, drumuri naționale, drumuri județene și alte instituții nu sunt în stare să aibă câteva 10-15 rabe, mașini, camioane dintre astea cu nisip și eu știu câteva zeci de tone de sare, nu sunt în stare. Puneți-vă întrebarea ce facem noi după aia și singur dumneavoastră sau este o chestie retorică. Da, dacă colegii din emisie sunt pregătiți, eventual putem urmări ceea ce au spus autoritățile de la Botoșani despre această situație, că pur și simplu nu aveau antiderapant în plină ninsoare. Da, colegii de la emisie, dacă avem știrea, vă rog. Situație scăpată de sub control la Urban Serv. Un întreg oraș are de suferit și a rămas sub zăpadă din cauza unei licitații întârziate pentru achiziționarea de materiale antiderapante. Urban Serv nu are sare și nisip, iar scandalurile se țin lanț în cadrul unității. Unul dintre cei mai vechi angajați a izbucnit luni în cadrul comandamentului de iarnă convocat de primar. Deși în cursul dimineții, directorul Simion Drălciuc a încercat să mușamalizeze situația și preciza că totul este sub control, realitatea a ieșit la iveală. Domnul Drălciuc vine peste mine acum la garaj, se iasă la acolo, se iasă la acolo, se iasă la acolo, total la iveală. Domnule, nu dăm cu sare și nisip azi dimineață, pentru că avem 10 tone de sare în depozit. La noapte în gheață, măcar să avem atunci cu cine da la bani. Înțelegeți? Deci situația este foarte gravă. În cadrul societății trenează o stare conflictuală permanentă, iar prioritățile par a fi altele decât interesele cetățenilor. De un an și două luni se luptă directorii între ei și toată societatea plânge. Eu fac de zăpezire în această unitate de 30 de ani. Acum, la nevoia care o avem, trebuie să acționăm autoritar. Dânsul nu discută cu absolut nimeni. Deci aveam o problemă majoră cu sarea. Domnul Pașpan a spune, toate chestiile astea le-am adus la cunoștință. Și cu stocurile și cu tot, absolut tot. Orașul Botoșani este îngropat în gunoaie de două luni de zile. Și nu se poate ieși. Se vrea distrugerea acestei unități prin exponent. Domnul director general Drălciuc
și probabil să o iei cine știe cine. În cursul dimineții, șoferii de pe mașinile de dezăpezire au refuzat să iasă la muncă pentru că nu și-au primit drepturi salariale aferente iernii trecute. Abia în cursul acestei dimineți, situația a fost rezolvată parțial. În urma celor auzite, directorul de la UrbanServ s-a simțit lezat. În ceea ce privește afirmațiile, eu îl consider înconjurat. Declar la presă că îmi permis să-l dau în judecată pentru aceste informații. Voi dovedi cu acte, toate acuzațiile dumnealui. În perioada următoare îmi permit acest lucru. Trecem peste faptul acesta și discutăm despre situația existentă. Deci, în ceea ce privește situația de astăzi, doar ca o mică informare, azi dimineața la 7:30 am constatat că nu se dăduse nicio dispoziție de către șefii de sector sau de sabilizat sau de altceva pentru ieșirea la intervenție. Am decis în lipsa lor să dau dispozițiile necesare. Păi nu putem să-mi spuneți în noiembrie că nu avem stocuri. În condițiile în care, o să vă întreb un lucru, am avut ierni blânde. Iernile trecute. Am avut ierni în care v-ați făcut aprovizionarea cu materiale derapabile și mă gândeam că nefolosindu-le aveți în stoc, chiar dacă nu ați luat anul ăsta. Dar nu, UrbanServ a epuizat și stocurile la finalul iernii trecute, iar conform spuselor primarului, s-a făcut risipă doar pentru a se încasa bani de la primărie. Cine va fi tras la răspundere pentru această situație? Nimeni! Deși primarul a cerut public demisia lui Simion Drelciuc, doar Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație pot lua decizii privind demiterea directorului. În ecuație intră și unul dintre viceprimarii urbei, care ar fi trebuit să aibă cunoștințe despre situația de la UrbanServ. Avem direcția edilitare și un responsabil pentru tot ce se întâmplă la UrbanServ și așteptam o sclipire. Domnul viceprimar este mai tânăr, este așa, zis, așteptam o sclipire, că o să rezolve problemele. Din păcate, ne-am fundat în probleme și cred că, acum pot să spun că este făcut cumva și premeditat. Că într-un final totul se sparge în ochii botoșăneanului, în capul primarului. După ședință, șefii de la UrbanServ au plecat să împrumute materiale antiderapante. Nu se știe de unde, iar primarul a cerut în avans scuze cetățenilor în cazul în care străzile vor paraliza din cauza zăpezii înghețate. Domnul Mihalache, ce părere aveți de situația asta incredibilă de la Botoșani? Ninge, n-avem stocuri. Păi, știți de ce se întâmplă lucrurile astea? Pentru că își permit. Pentru că o serie de indivizi dintre aștia ocupă funcțiile astea de ani buni, de mulți ani. Și funcțiile astea sunt menținute, după cum am mai afirmat în emisiuni în trecut, sunt menținute din punct de vedere politic și chestii de asta de cumetrie, rude, grade de rudenie și tot felul de încrângături dintre astea. Din păcate, genul ăsta de persoane, personaje, au acăpărat țara în totalitate, nu numai Botoșaniu. Dacă o să luați fiecare comună, începând de la comună și mergând până la sus, la București, e aceeași problemă. Știu că nu răspund niciodată, de asta aș bat joc și de cetățeni și de noi. Uitați-vă. Credeți că își va da demisia? Nu, la cât sunt ei de nesimțiți și hârșăiți și de nesimțiți și cât de tare să leagă cu lanțurile de scaune și de postul, nu o să-și dea demisia, nu vă... Nu, dumneavoastră sunteți așa, visător, că își dea demisia, că nu știu ce. Ăștia sunt în stare să leagă cu țara, dacă ar avea posibilitatea, domnule Cosmin, guvernanții de până acum și politicienii în totalitate, de la Revoluție până acum, ar fi în stare toți să-și lege țara de gât când n-ar mai putea să o conducă și să o jefuiască, și-ar lega-o de gât și s-ar da drumul așa în mare sau într-o
mocirlă de asta să se ducă la fund, numai să, să nu n-o scape din gheare și din mâini. Să o tragă cu totul. Să o tragă cu totul. Gândiți-vă că acești indivizi sunt plătiți între 10, 15 și 20 de mii de lei pe lună. Dumneavoastră munciți jumătate de an, domnule Cosmin, pentru 10.000 de lei, 10, 12.000 de lei, 15, nu știu cât, estimez. Șmecherii ăștia îi încasează într-o lună de zile, 15-20 de mii, așa, ușor. Și ați văzut? Îi merită în condițiile astea. Păi, o să spună Botoș și Nene să vadă dacă îi merită, că eu spun că nu să-și dea demisia. Ar trebui formată o comisie sau ar trebui să vină jandarmeria care băteau cetățenii nevinovați în piața Operii și să ducă o grupă din jandarmerie să-i prindă așa de după gât și de fundul pantalonilor și să-i dea afară din instituții. Așa merită. Și nu, asta e valabil nu numai pentru Urban Serv. Să ia de la Urban Serv și terminând cu toate celelalte instituții. Asta trebuie să facă jandarmeria. Jandarmeria nu trebuie să bată românii și pe cetățenii români care muncesc să producă, să îi țină inclusiv pe ei cu salarii. Jandarmeria trebuie să formeze, să primească ordin de sus, să-i scoată pe ăștia care nu se mai dau de pe posturi și nu fac nimic, afară să-i dea. Da, bă, aceeași situație a fost și pe drumurile naționale. A fost un adevărat dezastru. Mașini răsturnate în șanțuri, drumuri necurățate, accident mortal. O femeie și-a pierdut viața într-un astfel de accident. O femeie de 34 de ani. Da, păi teoretic aici drumuri, sunt câteva instituții, sunt drumurile județene, sunt drumurile naționale, în interior e Urban Servo, domnii dintre ăștia care ar fi putut să deschidă drumul și să vadă gradul de periculozitate al drumului, ar fi trebuit să fie poliția rutieră cu girofarul și să meargă, dar altă instituție e poliția rutieră. Poliția rutieră de la Electro-Alfa până la Mol, într-o distanță de un kilometru, până într-un kilometru jumate, Polo dintre alea care costă cam în jur de un miliard, să înțeleagă cetățenii, un miliard de lei vechi, peste un miliard, plătiți de noi, stau câte 2-3 agenți în poliție la pândă, ard motorina și stau la pândă. Știți cum se circulă, cetățenii circulă de avalma, pe diagonală, nu se grupează să treacă grupat. Tu, când vezi că începe să se adune mașinile și să creează blocaj și da, să fac cozi dintre astea, forțezi să treci și domnul polițist abia atunci iese că ai pus tu, ăla a pus piciorul pe trecerea de peton, pe peton, pe tonul și tu mergi că nu-i acordat de prioritate. Asta e o vânătoare. Doar dacă se ducea poliția înainte și vedea că nu-i da cu antiderapant și cu sare și cu asta, putea să oprească oameni buni sau uite, mergi tu poliția, mergi foarte încet cu 10 km la oră cu aia pusă. Antimergător și dui până la limită de județ și toată lumea ar fi mers încet. Chiar și ăla care știe și ăla care nu știe și cu experiență și fără experiență. Dar dacă poliția stă în boscheț și pândește și ăștia de la polițiștii de la poliția locală pândesc locuri de parcare și terenurile private, dacă că îți spune că nu i-ai făcut ceva sau crescut boscheț sau să-ți trimit adrese, te amenință și așa mai departe. Știu că ți-au avut probleme cu poliția. Așa. Și poliția rutieră, v-am zis, de la Electro-Alfa într-un kilometru jumate până la Mol, stau 4-5 mașini de poliție, câte 2-3 agenți în ele, se încălzesc, Polo, mașini de câte 1 miliard, 1 miliard jumate, stau acolo să se încălzească. Nu interesează. Ei stau la vânătoare. Singura lor preocupare este de ce nu funcționezi tu unul în deal și unul în vale cu girofar să faci prevenție? De ce stai la vânătoare? De ce n-ai ieșit tu când ai văzut că ăștia sunt incapabili, 4 instituții sunt incapabile să dea cu antiderapant? De ce n-ai pus antimergător să-i duci pe toți încet până la asta? După aia să răspundă. Și atunci poate că n-aveau morții ăștia pe conștiință, domnii de la poliția rutieră.
că nu-și fac treaba. Sunt puși pe vânătoare. Dacă ieși la 3 dimineața și o iei spre Suceava, o să-i vezi aici sub deal la Botoșani, că așteaptă la limita de 70. Dacă o să mergi spre Iași, o să-i vezi la denivelarea aia și la curbă de la Cotu, în curba aia unde la Flămânzi, unde 7 drumuri, pe la Copălău și pe la Zăicești, la Vânătoare. Atât o să-i vezi. Nu o să-i vezi că fac ei prevenție, că vin, că dau telefon, că anunță, că trimit adresa oficială, nu o să-i vezi niciodată. Și fă ceva. Agață-te de drumuri naționale sau de drumuri județene să scoți ceva. Noi am scos 2 tuburi sau nu știu ce, acolo unde avem sus baza și au și trimis adrese, luați-vele că nu este ok, că nu e în regulă să le țineți acolo. Deci, singura problemă de circulație în România era că ți-ai pus tu o reclamă sau ți-ai pus tu un tub la poartă, la poarta societății, să-l vadă lumea ca să-l poți vinde. Și așa, uitați-vă, mediul economic e prăbușit în totalitate. Dar și drumul județene și drumul național te notifică. Vai, de ce ai pus așa? Dacă te duci să repari la marginea drumului județean sau la drumului național să faci ceva sau să... nu știu, să faci o mică amenajare, vine și te amendează. Te amenință, te amendează, îți spune să desfințezi și dintre asta. Dar că țara asta se scufundă ca și drumuri, mă refer, n-ai tu șosele de centură. Pentru ce plătesc șoferii rovinietă, de fapt? Pentru ce? Pentru salariile, ca să aibă salarii de 10, 15, 20 de mii de lei, domne aia, ca Drălciuc și ca alții. Pentru condiții asta. Practic nu sunt. Gropi sunt, denivelări sunt, adică... Da, și vi se pare dumneavoastră că situația merge spre bine? Eu am vreo 2 ani de zile de când vin și v-am spus și tot ce am spus, așa a rămas. Vi se pare că am făcut, s-a mișcat ceva la teatru, vi se pare că s-a făcut vreo 1 kilometru de autostradă, vi se pare că avem vreo 1 kilometru de drum. O să zic că conducători dintre ăștia de instituții, da, duceți-vă și vedeți asfalt turnat Botoșani, Roma, Cotârgaci. De un an de zile. Duceți-vă și vedeți-l cât e deformat și cât au început să cedeze. Duceți-vă Botoșani să veni încolo spre, nu știu până unde-i dus Manoleasa și asta. Și vedeți cum începe să... Da. Duceți-vă și vedeți. A devenit deja subiect de presă națională pentru că la 3 luni, nici 3 luni de la recepție au început să apară gropi. Duceți-vă și vedeți drumurile de la partea aia spre Havrna, au dus ei ceva drumuri în zona aia, nu știu cu exactitate. Cum arată? Că sunt prăbușite. Te duci prin Havrna și ajungi, nu știu, în Coțușca sau nu știu pe unde. Nu știu cu exactitate. Dar, clar, sunt distruse. Mergeți și vedeți de la Flămânzi până la Câmpeni-Prăjeni. Să vedeți ce drum. Drumul ăla a fost tratat de 2 ori în ultimii, cred că, 5 ani de zile. Duceți-vă și vedeți. Dacă poți să mergi măcar cu 30 la oră cu mașina, înseamnă că eu vorbesc prostii. Da. Vom intra într-o scurtă pauză publicitară, după care revenim cu o discuție foarte interesantă despre mediul privat și situația economică. De asta am venit. Da. Nu mă interesează deloc ce fac tovarășii ăștia de la... Da. Revenim în câteva minute. Doamnelor și domnilor, am revenit după scurtul moment publicitar. Am vorbit despre bâlbele din preajma iernii. Spuneam că vom discuta puțin despre mediul privat, despre niște statistici îngrijorătoare și problemele cu care se confruntă în continuare mediul privat la Botoșani și în România în general. Care este situația din inima mediului privat, să zicem? În toamna anului trecut, cred că e un an și ceva, știți că am fost la o emisiune și am spus politica pe care vrea guvernul să o aplice, care se vehicula atunci la vremea pe care o vehiculau ei, guvernanții și politicienii la vremea respectivă, ce aveau de gând să facă, am zis că o să fie catastrofală. Și drept dovadă că s-a adeverit lucrul ăsta, pentru că
Anul trecut s-a discutat spre sfârșit de an și de la începutul anului s-a pus în aplicare măririle astea salariale, minimul pe economie și măririle salariale în mediul bugetar. Și ceea ce nu-i rău, bugetarii și cei care lucrează, adică nu este rău că să câștige mai bine un medic, să câștige mai bine, un asistent, un profesor și asta. Viața depinde de ei. Mi se pare normal să câștige. Eu nu asta vreau să spun, că de ce s-au mărit salariile în mediul bugetar. Foarte bine, s-au mărit. Poate că și acum sunt mici pentru unii bugetari. Eu nu contest treaba asta. Eu spun că politica greșită a fost că mediul privat a rămas descoperit și lăsat de izbeliști în totalitate. Fără investiții, cu investiții practic zero și fără nicio perspectivă dintre asta, nici ca și protecție, nici avem când au venit guvernanții ăștia de acum și partidul care a câștigat a zis că o să reducă taxele și impozitele. Eu le-am socotit, sper că nu le-am n-am greșit, dar am văzut și într-un articol de-a lui Ion Țiriac, și am zis, mie mi-a ieșit undeva 133-134 de taxe. Țiriac a afirmat că sunt 136 de taxe. Pe care le plătește o firmă. Și atunci, cine sunt eu ca să... să nu-i dau dreptate lui Țiriac. El un mare businessman până la urmă. Așa, deci gândiți-vă că sunt 136 de taxe și impozite pe care trebuie să le plătească o firmă. De fapt, nu s-a redus nimic. Politica a rămas tot stufoasă, tot greoaie și tot în defavoarea noastră care muncim și facem producție, lucrăm și producem pentru mediul bugetar. Că ăștia din mediul bugetar doar n-au firme. Marea majoritate, 70-80%, sunt medici. Propriu zis, mediul privat este motorul economic. Corect. Acest motor economic acum nu are nici combustibil, păi și nu are nici ulei, motorul e gripat și așa mai departe. Și noi ne chinuim să mai facem ceva cu o flacără pe dedesubt, să încercăm cum se făcea pe vremea lui Ceaușescu la Aro, camioane, da. Să dăm așa la un camion, să mai dăm o flacără, să mai facem un zvâc. De ce vă spun treaba asta? Sunt date statistice. În 2017 au intrat în insolvență în jur de 7500, nu, deja 8500, cumva sunt datele oficiale, neoficiale sunt în jur de 10.000 de firme care au intrat în insolvență. Din toate categoriile din mediul privat. În jur de 2500-3000 s-au închis. Și peste 3.000 s-au dizolvat, s-au desființat ca și firme și așa. Și undeva în jur de 1.000 și ceva, 1.200 faliment. Procentul din 2017 față de 2016 am impresia că e undeva între 15 și 20%. De firme care au intrat în insolvență și care au falimentat, s-au dizolvat, s-au închis. În anul trecut am spus, domnule, dacă se anunță, schimbi codul ăsta fiscal, trâmbițatul ăsta cod fiscal, ai schimbat tot felul de legi în timpul jocului și așa mai departe și s-a adeverit în mare parte să fie o catastrofă. Ai anunțat măririle alea salariale și mărirea minimului pe economie de la 1400 la 2000 de lei. O măsură destul de catastrofală, pentru că măsura ar fi fost bună
dacă guvernul continua și cu alte măsuri sau cu contramăsuri pentru mediul privat. Dar așa, de exemplu, noi ca și firmă am avut undeva în 2000, anul trecut, noi ca și firmă pot să spun că plătim anul ăsta față de anul trecut, avem în jur grup ca și grup de firme, avem cu vreo 70-80 de oameni mai puțin, încasările și valorile pe oră de manoperă, pe contracte negociate în 2015, câștigate în 2015, 2016, 2017, au rămas între 5 lei, 56 lei și până în 10 lei. Minimul a plecat în jur de aproape 12 lei, 11 lei și ceva, 12 lei la noi pentru ora de manoperă. Media e mult mai mare, cu dările la stat, media pe firmă te duci în vreo 30 de lei, că dai și la stat, taxe, impozite. Și tu ai rămas acolo, deci tu m-ai obligat să măresc salarul, dar n-ai mai venit și cu contramăsuri. M-am dus la primărie, de exemplu, nu mai departe, am mers la primăria Botoșan și am spus, domnule, uitați, locuințe sociale Cișmea, avem 6 lei și ceva pe oră, dați-mi măcar aia 12 lei, 11 lei și ceva, pe care statul legal i-a declarat, prin lege trebuie să mi-i dați. N-avem cadru legal. Nici în zi de astăzi a trebuit să renunț la lucrare și să reziliez contractul, să cer... Cu primăria Botoșan. Datorită acestor probleme și când am găsit înțelegerile la instituțiile statului, nu numai la primăria Botoșan, în general la instituțiile statului, a trebuit să-ți declari insolvență și a trebuit să ceri rezilierea contractelor pentru că statul n-a catadixit să dea o rezoluție pentru celelalte instituții, guvernul n-a dat o rezoluție, o ordonanță, ca celelalte instituții spune, da, domnule, este legal, dați-le, actualizați-le prețul la manoperă și la materiale. Nu poți tu, statul, să scoți o lucrare cu o anumită valoare în 2015, tu, statul, nu ai bani, n-alogi bani pentru acea lucrare și o tărăgănezi 2, 3, 4 ani de zile și după aia mă obligi pe mine, nu că avem reguli contractuale. Păi dacă avem reguli contractuale, tu, statul, tu, guvernul, de ce dai ordonanță de urgență și tot felul de legi? Atunci ce primează? Dacă avem reguli contractuale, atunci nu mă obliga să măresc minimul. Hai să respectăm regulile contractuale. Dacă mă obligi să măresc salariul și minim pe economie și mi-ai mărit taxe și impozite și ai făcut tot felul de schimbări legale și ai venit cu tot felul de legi, atunci hai să renunțăm la regulile contractuale. Nu le fă să bată cap în cap. Deci când nu-ți convine, mă trimiți la contract și când îți convine, mă trimiți partea asta la altă la legi. Nu se poate. Un pic de șmecherie aici. Păi e o șmecherie. Iar anul ăsta, în primele 7-8 luni, au intrat în insolvență în România cam în jur de 8.700, 10.000 de firme. S-au închis undeva cam 3.000 de firme și s-au dezolvat peste 3.500 de firme. Asta sunt datele care le-am, informațiile pe care eu le-am primit. Și gândiți-vă dumneavoastră că încă anul nu e finalizat și dacă mai vine și o iarnă destul de capricioasă și timpii aia morți și de ianuarie, februarie, gândiți-vă că sigur o să mai intre. Eu estimez că o să intre undeva peste 12.000 anul ăsta, undeva 11-12, poate chiar peste 12.000 de firme în insolvență. Nu știu cât au intrat în faliment. Știu că am văzut pe Ziarul Financiar sau pe Bursa, pe diferite site-uri dintre asta, cel puțin 20 de firme mari cu răsunet care și-au anunțat insolvența, care aveau cifră de afaceri peste 150 de milioane de dolari, de euro. Puternice, foarte puternice. Firme puternice. Acum, mai există și un paradox. Din toate firmele astea, deci din 10-12 mii de firme care intră în insolvență, se estimează că un 3-4% ar fi firme străine.
Restul sunt toate firme românești care intră în insolvență sau deci dau faliment. Deci ăștia străini cam o duc bine pe aici. Iată. Și atunci vă mai spun încă un lucru. Pe lângă firmele undeva topul din firmele astea care intră în insolvență sunt comerțul cu amănuntul, undeva sunt în jur de 1800, după aia e cam 1500-1600 comerț cu ridicata și tot felul de depozite dintre astea, și firmele de construcții undeva sunt, cred că 1500, 1800, ceva de genul. Oricum, firmele de construcții au avut de suferit, să zicem. Da. Care ar fi și motivul? Procentajul din cam 1300-1500 de firme de construcție anul ăsta cu insolvență, afară de faliment, închise, dizolvate. Și procentul ăsta, de anul ăsta cu intrări în insolvență, faliment, închideri și dizolvări, s-ar putea să fie mai mare decât anul, dacă anul 2017 față de 2016 a fost între 15 și 20%, anul ăsta s-ar putea să fie între 30 și 35%. Adică o cifră foarte mare. Îți mai trebuie un picuț și te duci în jumătate. Și toate astea se datorează politicii păguboase și a guvernului și a partea politicienilor în general. Vreau să vă întreb, firmele de construcție de ce au de suferit în special? Că am înțeles că acolo ar fi o problemă la firmele de construcție. Păi, în firmele de construcții în general, dacă când ești firmă de construcții, prestezi servicii. Cât prestezi în mediul privat, pentru cineva îi faci o casă, eu știu, un gard, o fabrică, o hală, că lucrezi pentru stat, modernizezi un spital, faci un spital nou și așa, prestează în general firmele de construcții prestează servicii. Din moment ce guvernul a lovit atât de greu și de crunt în mediul privat, gândiți-vă că ăștia care mai mișcau ceva au renunțat, că cine vroia să-și facă o hală a renunțat. Sunt foarte mulți care au renunțat și au făcut restructurări. Pe lângă că au plecat foarte mulți muncitori, au părăsit țara și au părăsit firmele și au părăsit țara. Este greu să mai găsim. Gândiți-vă că pe lângă că au plecat și ar fi fost nevoie de oameni, de fapt foarte mulți cetățeni încă și-au restrâns activitatea. Au redus din salarii. Cum se poate? Tu mărești salariile, le dublez în diferite instituțiile statului, cum sunt consiliile județene, primăriile, eu știu, alte instituții dintre astea care sunt instituții dintre astea care echipurile fac ei cercetări sau fac nu știu ce și nu fac nimic, nu îi găsești pe acolo. Păi, degeaba ai dublat sau ai triplat salariile în primărie. Iată că ați arătat prin reportajul cu drumurile. Le s-a dublat sau le s-a treplat salariile la Urban Serv și direct la Urban Serv și de fapt el nu mai are, el nu are nici măcar 10 tone de sare, 20 de tone de sare în depozit. Nu s-a îngrijit să aibă dintre asta. Domnule, la ce salarii luați voi șmecherii aia din Consiliul de Administrație, vă duceați voi și cumpărați din banii voștri bre, pe o lună sare și demonstrați că vă meritați posturile acolo. Și ați fi decontat-o voi. Că noi, în sistemul privat, de cele mai multe ori luăm bani din bancă, susținem lucrarea și plângem câte 2-3 ani la stat. Avem 3 ani, 4 ani de când plângem după banii de la Coșula. Noi am luat bani din stat din bancă și am făcut lucrările de la Coșula, de exemplu. Și statul nu ne-a dat nici acum. Cum să nu-ți anunți insolvența? Și dacă tu, statul, n-ai mai făcut nici spitale, nici n-ai mai modernizat, n-ai făcut niciun kilometru de autostradă, n-ai făcut drumuri expres dintre astea mai largi, n-ai făcut niciun fel de investiții, ia uitați-vă în Botoșani, teatrul a rămas așa închilit, cum dar spunem ce, noi românii. Ce se mai întâmplă cu el, până la urmă? Nu vreau să discut că mi-umple timpul teatru. S-a făcut prea mult teatru pe baza acelei clădiri, mă înțelegeți? Ca să mai discut, să-i acord acum atenție. Au fost alea 6 scări de bloc cu 2 nivele de la Cișmea, am reziliat contractul din cauza, pentru că noi am semnat un contract ferm
în 2016, în aprilie și în 2017 trebuia să se termine. Din 2017 până acum nu s-a alocat, am ajuns undeva în jur de 50% din investiții și a rămas așa blocată și de la izbele, și de izbelește. A venit acum undeva prin vară primăria, spune că spuneți-ne cât cheltuiți, că avem bani, că nu știu ce. Ce bani ai, domnule, dacă noi am ieșit din orice? S-au scumpit materialele, s-a scumpit ora de manoperă. Voi v-ați mișcat foarte greu și ați venit cu banii foarte târziu. Și nu vreți să actualizați nici prețul la manoperă și nici prețul la materiale. Și atunci, ce? Reziliez contractul, că nu pot să-l mai... De când se lucrează cu același preț la manoperă? Păi, n-au schimbat nimic. Avem contracte negociate în 2015 sau 2016 sau 2017. S-a scumpit anul trecut și de anul trecut, din să zicem așa, cam din... să luăm 1 iulie anul trecut, în 1 iulie anul ăsta, 2018, s-au scumpit cam cu 34-40% materiale de construcții. Și s-a dublat ora de manoperă. Și noi am rămas cu aceleași prețuri. Și te duci la statul român și statul român îți spune că nu se poate. Dar a dublat lefurile primarilor și prin primării și de asta, măcar unde sunt primării dintre astea care au anumit număr de populație și o responsabilitate, îi mai înțelegi. Dar sunt primării dintre astea cu fără aproape responsabilitate. Și au făcut salarii de câte 10, 12, 13 mii de lei, cum e la Corn. Primarul de la Corn, am înțeles că cu tot cu ce mai primește el acolo, ce și rotunjește salariul ăla, ajunge pe la 11, 12, 13 mii de lei. Cel puțin așa mi-a zis un coleg, că vorbea și l-a văzut în declarația de avere. Și el nu este în stare, am negociat la CNI să facem căminul cultural, l-am lucrat cât am avut obligații față de CNI și ce am licitat și s-a trezit că s-a prăbușit tavanul ăla și, nu tavanul, acoperișul care era cu asbest, cu stuf, era putre tot și ei nu și-au luat în calcul să schimbe și acoperișul. Și iată că primarul de la Corn are vreo 3 ani de zile, de când 3 ani sau 4 ani, nu știu cât, de când nu e în stare să găsească o soluție pentru acoperișul de acolo. Pe cum stă o clădirea fără acoperiș? Da, duceți-vă și filmați la Cămin Corni. Am mers noi la CNI, au mers și ei, au găsit CNI cumva o soluție, nu sunt în stare de 3 ani de zile sau de 2 ani de zile să găsească procedură să-l scoată din nou la licitație sau să găsească procedură să putem să-i terminăm acoperișul ăla. M-am dus să reziliez, zice compania, domne, poate că mișcă primarul ăsta, mai aveți răbdare, haideți să-i punem căciulă. Asta e treabă, dar domnul primar de acolo și-a pus peste 10.000, are 10, 11, 12, nu știu cât, să verifice careva de mii de lei. Și el nu este în stare să vină cu o soluție să pună un acoperiș de câteva sute de metri pătrați pe un cămin cultural sau de 1.000, nu știu cât are. Și atunci gândiți-vă dumneavoastră, domnul Cosmin, că așteptăm să ne conducă oamenii ăștia. De ce s-au dublat salariile pentru oameni de acest gen? Dacă mă întreb dacă ei, domnule Cosmin, nu au performanță. Dacă te duci acum pentru o avizare la primărie, durează poate mai mult ca înainte. Dacă te duci la permis, durează mai mult ca înainte. Dacă te duci în scrii mașina, dacă înainte dura, dau un exemplu, 3 luni sau... Acum durează 4 luni sau 5 luni. Și atunci, pentru ce a fost mărirea asta salarială față de mediul privat? Noi în mediul privat am rămas cu 2.000, 2.500, 3.000, 3.500 de lei și ei și le-au dublat. Și așteaptă de la noi să dăm în continuare 136 de taxe și impozite ca ei să-și mențină aceste lefuri. De unde să le menții dacă tu nu faci investiții? Și pe ăștia alți care făceau producție, ei îngropat. Ăștia care lucrau în lorn pentru diferite firme din afară, ei terminat. Și atunci, cum să miște societatea? Pentru că eu observ că de la Revoluție încoace, întâi așa, procedeul a fost așa, s-a jefuit tot ce s-a putut jefui.
că a fost în mediul zootehnic, în mediul agricol, că a fost după ce s-au jefuit întreprinderi și ce s-a mai jefuit, după aia au fost luate pădurile. După pădurile, odată cu uzinile astea mari, regiile astea autonome de stat, pe care le mulg politicieni, Catăricianu, de exemplu, foarte ca lumea și foarte bine acoperiți. Și vă mai spun încă un lucru. Constat că acești politicieni care au fost de la Revoluție până acum lucrează și își fac legi și lucrează doar pentru ei, pentru legi speciale, pentru pensii speciale, pentru binele lor și caută posturi pentru urmașii lor. Da. După aia, guvernul lucrează pentru legi pentru ei și pentru camarila lor și fiecare instituție a statului, cu clica lor de conducere de acolo, lucrează doar pentru ei și nu lucrează pentru cetățean. Și atunci te determină să-ți închizi firma. Da. Din păcate, timpul emisiunii s-a scurs, dar vom putea să ne întâlnim la o ediție viitoare, să continuăm discuția. Cu mare drag. Sunt multe de discutat. Na. Vă mulțumesc mult pentru revenirea la noi în platou. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați invitat și... Da, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru timpul petrecut alături de noi. Vă doresc o seară plăcută în continuare.